Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Padlet. Mai întâi mergem în browser, scriem padlet.com/create. Să vedem acum ce formă poate să aibă Padlet-ul nostru. Poate să aibă formă de wall. Dăm pe preview. Și vedem cum ar arăta în formă de wall. Apoi pe X închidem. Apoi pute avea în formă de stream. Dăm pe preview. Și vedem că ideile apar una sub alta. Apoi avem sub formă de grid. În preview și vedem că sunt una după alta scrise ideile sau materialele multimedia. Apoi avem shelf în preview. Aici vedem că putem să citim mai multe informații în fiecare postare de pe Padlet. Avem apoi map, hartă, în preview. Și vedem că putem să facem zoom. Și dacă dăm click pe diferite locuri, vedem că ne apar și videoclipuri, uitați YouTube, informații multimedia. Apoi Canvas în preview. Și vedem că acestea sunt ca o hartă mentală, ideile se nasc unele din altele. Și timeline. Într-o ordine sunt puse ideile. Da? Vedem aici. Putem să... Bine. Acum haideți să vedem împreună ce putem adăuga pe un Padlet. Apăsăm pe plus și acum avem upload. Putem încărca ce? Imagini. Chiar acum voi încărca o imagine. Dăm deschidere. Putem să adăugăm aici. Trebuie să vă spun că am început acum mai mult de 12 ani să folosesc această aplicație. Dăm publish și ceea ce am postat noi a apărut pe peretele nostru. Apoi, haideți să vedem ce mai putem adăuga. Mai putem adăuga printr-un link mai multe elemente multimedia. De exemplu, video. Mergem pe YouTube, dăm trimite, copiem linkul la videoclipul care dorim să-l dăm în Padlet, dăm inserare și apăsăm pe săgeată. Vedem că videoclipul nostru s-a încărcat, ne scrie, dăm publish. După cum puteți vedea, și videoclipul nostru a apărut și îl putem pune unde dorim noi pe peretele din Padlet. Apăsăm pe plus apoi. Putem să facem o fotografie și să o adăugăm dacă dorim. Putem să căutăm diferite imagini. GIF-uri, YouTube, Spotify sau pe web. Da? De exemplu, căutăm Padlet.
Da. Apăsăm pe ceea ce am găsit și apăsăm Publish. Și din nou a fost adăugat pe peretele nostru și această informație. Apoi avem aici la mai multe, vedem că putem încărca din calculatorul nostru, putem să facem o fotografie, putem să înregistrăm video, putem să înregistrăm audio, putem să ne înregistrăm ecranul, putem să punem o locație, putem să desenăm, putem de asemenea printr-un link de pe Spotify să căutăm imagini, GIF-uri sau să căutăm pe web. Aceste toate le putem face într-un simplu Padlet. Și după cum puteți vedea, putem să le aranjăm pe peretele nostru online, pe acestea. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.